Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bună regăsire la Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru. Vă mulțumesc că ați ales să fiți și în această seară alături de Angelus TV și RCIS FM. Ne bucurăm să intrăm în casele și inimile dumneavoastră de fiecare dată cu povești, povețe și, de ce nu, câte o glumă, câte o lacrimă, că se mai întâmplă și din astea pe aici la noi în studio, astfel încât să ne apropiem de sufletul dumneavoastră și, de ce nu, să fim poate pentru unii o oază de speranță. Ne povestește astăzi pe ce cărări l-a dus viața și veți vedea că l-a cam plimbat așa și prin România și chiar mai departe de România, pe invitatul nostru, Părintele Dumea Emilian Ionel, vicar provincial al Ordinului Fraților Minori Conventuali, provincia Sfântul Iosif din România. Părinte, bun venit în studioul RCIS FM. Bine v-am găsit, bună seara, lăudați să fie Iisus și Maria, vă salut cu drag pe dumneavoastră, pe toți cei care realizează aceste emisiuni și pe cei care ne urmăresc prin radio sau prin intermediul televiziunii Angelus. Sunt convinsă că și dumneavoastră ați auzit deseori că oamenii găsesc în aceste mijloace mass media ale bisericii, nu? Acea oază de speranță pe care de multe ori o așteaptă. Cred că am mai povestit într-o altă emisiune și vreau să vă întreb dacă ați auzit povești similare. Mergeam la un moment dat cu bicicleta pe una dintre străzile, gen ulițele mai degrabă ale unui sat de pe lângă Bacău. Și mergând așa cu bicicleta, am auzit în difuzoare RCIS FM, cineva asculta Sfântul Rozariu. Și atunci am zis, măi, extraordinar lucrul ăsta, iată un om singur care găsește alinare, găsește companie în mijloacele mass media ale bisericii. Astăzi, părinte, după ani în care ați cunoscut atâtea persoane, v-ați plimbat și prin lume și prin România, cine ați vrea să vadă această emisiune? Mă gândesc la oameni pe care i-ați întâlnit pe parcursul dumneavoastră și care astăzi s-ar bucura să vă vadă în studioul RCIS FM. Cu siguranță sunt foarte multe persoane care ar dori să vadă și care doresc să vadă aceste emisiuni. Într-adevăr, și mie mi s-a întâmplat să ascult radio RCIS FM mergând pe stradă, chiar și mergând acasă, să aud în curte cum în casă este dată pe televizor și pe radio. Este foarte multă lume care urmărește radio RCIS FM și Angelus. Și este o mare bucurie pentru că, într-adevăr, mesajele acestea ale bisericii, mesaje de credință, de speranță, de iubire, de iertare, de tot ceea ce doriți de împlinire sufletească, spirituală a persoanei, ajung în casele oamenilor. Este un lucru, într-adevăr, foarte, foarte frumos. Pentru că ați zis de acasă, nu mi-ați răspuns cu nume la acele persoane la care aș fi vrut să facem referire, ne vom duce imaginar în Bălușești, Neamț, acolo unde este familia dumneavoastră, acolo unde spunem noi teoretic că vă trageți de acolo, deși vom afla că nu v-ați născut efectiv în județul Neamț, dar ne ducem momentan în Bălușești. Cine este acum, părinte, din familia dumneavoastră la Bălușești și gândul dumneavoastră către cine se duce atunci când spunem numele acestei comunități? În momentul ăsta este mama la Bălușești. Noi suntem 5 frați căsătoriți, o parte, doi ne-am consacrat lui Dumnezeu. Mama a rămas în sat. În sat am rude, foarte mulți verișori cunoscuți și către ei merge acest mesaj și nu doar către ei, ci și către alte locuri unde am prieteni. Tot la Bălușești a trăit bunicul dumneavoastră, bănuiesc, pentru că mi-a zis că dacă astăzi sunteți preot, e pentru că la un moment dat în copilărie bunicul a fost cel care v-a inoculat așa acest gând și v-a aruncat pastila, cum se zice românește, că ce-ar fi să fii tu preot. Acolo a trăit bunicul, la Bălușești. Da, da, la Bălușești a trăit bunicul, bunicii, după mamă și după tată, la Bălușești. Dacă facem așa o trecere prin clepsidra timpului și vă imaginați că sunteți din nou copilul de la Bălușești, ce vedeți în curtea bunicilor, în casa bunicilor? Ce imagine aveți? Ce frumoasă întrebare! Uite că acum îmi stănesc amintirile. Ce să văd? Văd un agud în care urcam, negru, nu alb, fructe negre erau, o focăreață sub agud, unde bunica
Dumnezeu să fericească și bunicii și toți care au trecut din această lume, scotea dintr-un borcan uneori jumări cu ou și ne făcea la focăreață cu o măriguță, cu o măriguță caldă. Văd casa bunicii după tata, că dacă spuneți că să ne referim la ei, mașina de cusut a bunicii, pisicile. Vedeți și poate o ceartă, o povață din partea bunicilor? Au fost, da, sigur că da. Sigur au fost și da. Momente în care bunicii au aplicat corecții sau dojene, cum se spune? Sigur că da, da. De câte ori treceam pe acolo, mai făceam și câte o borovață. Fie la bunica din partea tatălui sau la bunicii din partea mamei. Când mergeam, îi vizitam pe toți în aceeași măsură. Ne bucuram foarte mult de prezența lor. Așa cum am zis mai înainte, deși spunem că vă trageți din Bălușești, de fapt mi-ați spus că v-ați născut în județul Bacău. Și asta pentru că, datorită meseriei și serviciului tatălui dumneavoastră, în acea perioadă familia era la Bacău și sunteți singurul din cei 5 frați care s-a născut în județul Bacău. Cum credeți că a dus viața așa lucrurile astfel încât dumneavoastră să fiți singurul din județul Bacău? Iată, județul cu cea mai mare comunitate de romano-catolici și deși nu aveți amintiri, pentru că erați prea mic în acea perioadă, clar nu ați stat suficient de mult timp în Bacău, ce v-au povestit părinții despre acea perioadă și ce imagine aveți a familiei dumneavoastră din perioada în care a stat în Bacău? Din ce au povestit părinții, ei aveau o moștenire, ceva de genul ăsta, în Bacău. Între timp construiau casa din Bălușești. Erau născuți fratele meu mai mare și sora mea, ne-am dus la Bacău, tata lucra în Bacău și am locuit acolo. Acolo m-am născut eu. Nu am prea multe amintiri, doar ceva legat de insula din Bacău, dar ceea ce povestesc alții despre mine, că m-au văzut, eram mic, eram, cum se spune toți copiii, nu, durduliu, cu față de boxior, în fine. Da, astea sunt cuvintele care altora. Mi le-au spus ale altora, ale rudelor care au rămas în Bacău și care sunt, într-adevăr, și acum în Bacău. Și mă ascultă și ei și mă privesc cu siguranță. Acest lucru mă leagă. Într-adevăr, am fost într-o zi la biserica unde am fost botezat, la Sfântul Nicolae, recent, acum 2 ani în urmă, și era un părinte vicar care era la birou și am zis, haide să ne uităm un pic în registre, vreau să văd cine m-a botezat, ce dată, toate lucrurile acestea, pentru că eram curios. Acolo sunt datele și nașii, cavaleri, mama spunea așa, păi au fost mai mulți, erau niște cavaleri, niște domnișoare, că așa se spunea înainte, nu, care te-au botezat, erau mai mulți, nu mai știa exact numele. Și m-am dus și am văzut acolo și toate acestea. M-am bucurat foarte mult, într-adevăr, a fost într-o zi de lună de martie, eu m-am născut în luna ianuarie, prin martie am fost botezat și m-am simțit, într-adevăr, bucuros să văd scrisul preotului care m-a botezat și toate aceste lucruri. Iată câtă plăcere și bucurie ne face să ne întoarcem în timpuri și în vremuri de care n-avem cum să ne amintim, n-avem cum să avem o imagine și bănuiesc că în acele câteva rânduri scrise, dumneavoastră ați revăzut efectiv o istorie întreagă și iată izvorul credinței și al vocației până la urmă, nu? La urmă, acolo da. E botezul, de fapt. De acolo începem, da. De acolo începe periplul și povestea noastră. Și totuși, după acea scurtă perioadă în Bacău, cu puține amintiri pentru dumneavoastră, viața a vrut să vă întoarceți în Bălușești. Da, eu cred acolo unde bănuiesc au terminat părinții construcția casei și v-ați reîntregit toată familia înapoi cu bunicii, cu toate rudele din sat, cu toți cei care erați acolo. Și ați făcut clasa întâi acolo în sat. Ce amintiri aveți legate de acea perioadă? Puține amintiri. Știu doar că învățătoarea era o doamnă preoteasă. Era foarte apropiată de noi, ca și copiii. Era ca o mamă, mi-aduc aminte că îmi lua mâna și mă învăța să scriu. Eu aveam o voce care îi plăcea și uneori mă punea să-i cânt. Îmi plăcea să cânt, învățam multe cântece, copilăria, nu poți uita, sunt cântecele copilăriei noastre de când eram mici. Și din când în când, ca să mai distindă atmosfera în clasă, mă punea să cânt. Lucrul acesta mi-l amintesc. Uneori mă bucuram, alteori nu îmi plăcea.
și nu, spuneam că nu mai știu să cânt. Și atunci doamna învățătoare se supăra un pic pe mine, dar ca să nu fac să se supere prea tare, începeam să cânt dacă mi se cerea lucrul acesta. Asta este una dintre amintiri. Și legate de biserică, mi-amintesc că era biserica plină de copii, șușoteam, râdeam, ne ghionteam, mergeam pe sub bănci. Niciun gând efectiv să fiți și dumneavoastră preot, precum paruhul pe care îl admirați, nu? Nu. În acel moment, clar, copilărie, mă bucuram de fiecare moment, probabil, fără griji și fără nicio altă preocupare, să zic. Mergeați cu drag la biserică sau au fost și episoade în care ați fi preferat poate să bateți mingea cu băieții pe maidan, cum se zice? Uneori mergeam cu drag, alteori nu mergeam cu drag, pentru că fiind duminica și duminica era singura zi liberă, am vrut să dormim mai mult. Liturghia copiilor era întotdeauna la ora 7 dimineața, nu, la ora 8, scuzați, duminica la ora 8 dimineața și totuși mama ne trezea de fiecare dată. Mereu ne trezea și ne spunea că e bine să mergem la biserică pentru că lucrul acesta ne ajută, că e plăcut lui Dumnezeu și ne ajută în viață. Și mergeam mai cu una, mai cu alta, mergeam la biserică. Dacă e să vorbim de o suferință a copilului care a fost nevoit să lase lumea de la sat cu care probabil destul de greu s-a reacomodat, ați suferit când ați plecat din Bălușești în Gorj, pentru că, iată, viața i-a dus pe părinți în altă parte a țării, inițial pe tatăl dumneavoastră, care înțeleg că a lucrat aproximativ un an și apoi a chemat întreaga familie să... evident, dorindu-și să fiți împreună, v-a chemat pe toți să vă mutați la Rovinari. Ați suferit când ați plecat din Bălușești? Nu am suferit prea tare, treceam clasa a doua, știu că nu am mai început clasa a doua, am plecat la Rovinari cu toată familia, era ceva nou, așteptam ceva nou. Probabil așa e copilăria, vrei să vezi câte ceva nou, mereu. Eram entuziasmat ca și copil. Știu că drumul a fost foarte lung pentru că am mers cu trenul. Și condițiile care erau atunci, cu bagaje, cu 5 copii după tine, nu era chiar atât de ușor. Mi-aduc aminte că dormeam pe bagaje în tren, pe drumul spre acest nouă destinație a familiei. Și mereu întrebam dacă mai avem, mai este, am ajuns... Exact cum întreabă copiii și în ziua de astăzi. Apropo, mergeam de la Roman la București cu o nepoată, mică fiind, la un moment dat s-a plictisit și a început să întrebe. Ajungem, mai avem? Și zic, uite mă, eu mi-aduc aminte că eram copil și în drumul făceați meu la fel. Și îmi făceam la fel. Da. Copiii mei când erau mici nici nu ieșeam din Bacău și întrebau cât mai avem și drumul nici nu începuse. Deci înțeleg la ce vă referiți. Da. Eram nerădător să vedem acel lucru nou. Când am ajuns, mi-aduc aminte că am plecat de la gară pe jos cu bagaje și era un oraș, nu este un oraș mare, Rovinariu, este un oraș minier, un oraș mic și de la distanță tata spunea, acolo, uite, la etajul 4, unde este lumina aprinsă, pentru că ajunsesem dimineața, pe la 5 probabil dimineața, 4-5 dimineața, acolo unde este lumina aprinsă la etajul 4. Eu mă uitam că erau multe blocuri și nu știam care etajul 4, la care bloc se refereau, pentru că erau multe lumini aprinse. Și dacă e să vorbim despre bucuria copilăriei, putem spune că acolo a fost pentru dumneavoastră, la Rovinari a fost bucuria copilăriei? M-am simțit foarte bine la Rovinari, într-adevăr, ne-am acomodat fiind moldoveni, într-o lume de gorjeni, de olteni, nu eram singuri. Că n-ați putut percepe efectiv diferențele la vârsta aceea, poate le-ați realizat după, când ați mai crescut, pentru că... În clasa a doua nu realizez că aici e Moldova, e o diferență și poate și de cultură, poate și de obiceiuri, poate și de... Dar doar așa lingvistic ne dădeam seama. Lingvistic s-a simțit. Da, s-a simțit lucrul acesta pentru că vorbeam moldovenește, suntem moldoveni și vorbeam așa. Și accentul și graiul oltenesc, gorjean, e diferit un pic și atunci lucrul ăsta l-am observat. În rest... V-ați reduit să corijați acest accent moldovenesc în perioada copilăriei? Nu știu dacă am reușit vreodată. Nu cred că am reușit. Dar era un subiect de mișto, cum se zice, între copii? Era. Dintre cei mai mari, cei mici nu-și dau seama, într-adevăr, dar cei mai mari își dădeau seama și mai existau anumite șicanii, să zic așa. Ați menționat mai înainte că erați cu frații și vedeam parcă imaginea în minte a unor copii nerăbdători, dornici să intre în necunoscut, nu? Așa cum ați zis că
era o nouă lume, o nouă parte a vieții dumneavoastră. Mă gândesc că această schimbare a fost mai ușor de perceput și de acceptat și pentru că erați 5 frați. Încerc să-mi închipui în tren o familie cu un singur copil. Păi, da. Acel copil legat de suferința de care v-am întrebat mai înainte, cred că o resimte mai puternic, lăsându-și prietenii, lăsându-i pe cei de care a fost atașat într-o comunitate și plecând în altă parte. Dumneavoastră, cred că i-ați simțit pe frați, de fapt, aproape, nu? Da, uite că lucrul ăsta este adevărat. Cred că mi-a fost foarte... un suport a fost familia și frații mei. Da, într-adevăr, mai existau. Erau foarte mulți moldoveni acolo în zonă și vrând nevrând ne făceam prieteni între ei și stăteam cam împreună, în general, cam pentru, între noi. Pentru că ați zis că la Bălușești mama vă trezea, vă trimitea la biserică, îmi închipui că fiind și bunici în apropiere aveau și ei un cuvânt de spus în privința asta și se asigurau mereu că ați fost la biserică, v-ați îndeplinit datoria de creștini. Cum s-au schimbat lucrurile sau dacă s-au schimbat când ați ajuns în altă zonă a țării, anume la Rovinari? Ați găsit biserica de care să vă atașați, biserica la care să mergeți, la fel cu aceeași regularitate? Da, mergeam în fiecare duminică la biserică. În fiecare duminică mergeam la biserică, fie că venea preotul din Târgu Jiu, pentru că acolo era parohia cea mai apropiată, fie că venea preotul din Târgu Jiu la Rovinari și în general celebra Sfânta Liturghie în apartamentul nostru, în apartamentul altor vecini, unde erau mai mulți în familie și acolo ne adunam, se anunțau între ei, probabil părinții, prin oraș și știau cam unde se va celebra Sfânta Liturghie. Preotul venea cu mare bucurie și noi mergeam. Dacă venea și spunea că vrea să celebreze la noi în casă, eram obligați să ne trezim. Nu mai era într-adevăr la ora 8 dimineața, era un pic mai târziu, dar... Dar e o schimbare majoră pentru un copil. Când pleci de acasă, nu? Te trezește mama, îmbracă, te pleacă, du-te, mergi la biserică, în sat, în comunitate. Acum, liturghie făcută într-un apartament, liturghie făcută într-un cadru mai puțin formal, să zicem. Ce ați înțeles din asta, copil fiind? Ați realizat diferența de, nu știu, de condiții, de ceea ce înseamnă comunitatea catolică acolo și aici? Cu siguranță. Într-o biserică plină să vezi doar o mână de oameni care se adună, însă cu entuziasm, rugându-se, celebrând, căutându-L pe Dumnezeu, ascultând cuvântul lui Dumnezeu. Ne bucuram foarte mult când trebuia să mergem la Târgu Jiu la liturghie, pentru că știam că după Sfânta Liturghie se termină cu o plimbare, fie la munte, tata îi plăcea foarte mult, îi plăcea muntele lui tata, și ne promitea, dacă mergem, uite, o să mergem, știu eu, la Sohodol, o să mergem la Tismana, o să mergem pe stadion. Stadionul era foarte aproape de biserică. Treceam doar strada și intram pe stadionul Pandurii Târgu Jiu. Îmi plăcea foarte mult, îmi plăceau lucrurile acestea. Fie că vizitam pe acolo parcurile, Coloana Infinitului, erau foarte multe obiective în zonă. Tata făcea mereu câte o promisiune, dacă vă treziți și mergem, și atunci mergeam cu entuziasm. Aveam o mașină, un Trabant și intram toți în mașină. Acum, curând, ați revăzut acele locuri despre care vorbiți acum cu atâta drag? Cu ani în urmă, să fie 10 ani în urmă sau poate mai bine 11-12 ani în urmă. De când l-ați revăzut? Întâmplarea a făcut, da, da. Cineva a venit în Roman, lucram la Roman și la Fundația Pacea și a venit cineva să caute un mijloc de transport pentru care de adus niște mobilă. Dintr-un oraș departe, a zis domnul, era o persoană în vârstă și a întrebat, unde, domnule, departe? Departe, nu știu dacă știți. Și am zis că mai precis unde. Tocmai în Rovinari este un oraș. Și atunci? Și atunci eu am zis, plătiți transportul? Da, sigur că da, și mai mult. Mă duc eu. Mi s-a oferit ocazia. De multe ori am mai vrut să merg, n-am mai reușit, însă atunci parcă a fost ceva deosebit și m-am dus și am făcut o vizită. Mă gândesc că acolo, de fapt, s-a născut și vocația dumneavoastră, pentru că știu că de la Rovinari ați venit la seminar. Este adevărat. Preotul care venea pentru ca să se celebreze Sfânta Liturghie, fie la Rovinari, fie la Târgu Jiu, ne punea să citim. Nu voiam să citesc. Mi-era frică, aveam emoții, eram copii, însă ne stimula mereu cu câte ceva și cred că așa am făcut încă un pas, să zic așa, pentru că eu participam întotdeauna la Sfânta Liturghie, dar nu prea mă interesa. Mă rugam, făceam rugăciune care se fac, erau datorii, abia așteptam să termin și
să vedem ce mai fi după. Însă când te motiva, te implica un pic, era deosebit, pentru că erai puțin mai atent, aveai, trăiai alte emoții, alte sentimente, ți era frică să nu greșești cuvintele care le citești. Acolo e un început. E un început. Și dacă nu mă înșel, cred că eram prin clasa a șasea sau a șaptea când preotul mi-a zis ceva de genul, mi-a vorbit de preoție, dar nu am băgat în seamă. Dar știu că s-a vorbit la un moment dat. A fost un moment când preoții, clar, că trebuia să o facă, probabil în timpul liturghiei, la predică, la omilie, la micii de catecheze, pentru că acolo am făcut și întâia împărtășanie și mirul la Târgu Jiu. Și atunci au avut ocazia să se apropie și să întrebe și de lucrurile acestea. Dar așa vag, a fost ceva vag. Dar dacă e să ne ducem la momentul în care efectiv mintea și inima dumneavoastră a spus vreau să fiu preot, care este acela? Când ne-am întors acasă, în Bălușești. Atunci a fost. Mi-ați zis ceva de bunicul dumneavoastră, că a avut o contribuție în acest sens. Da, într-adevăr, după Revoluție ne-am întors acasă prin 92. Viața a continuat, să zicem, cu mare bucurie. Într-un fel voiam să ne întoarcem acasă, să lăsăm orașul acela. Era acasă, cum ar veni, ne întoarcem acasă. E chemarea către rădăcini, da, nu de fapt, da. Către bunici, către locul care e acasă. Exact, era dorința aceasta în sufletul meu și bucuria de a ne întoarce. Și m-am întors cu dorința de a continua un liceu, terminat în cele 8 clase. Știu că m-am luat cu verișorii, cu rude, cu prieteni mai apropiați și au zis că haide să mergem să facem liceu la Roman, la Zahăr, pentru că o să mâncăm ciocolată. Astea erau cuvintele cele mai frumoase. Învățăm să facem ciocolată și o să mâncăm ciocolată. Până una alta trebuia să mai studiem și venisem recent din Rovinari. Nu am apucat să mai dau examenul. Să vă încadrați în termen, să mă încadrez în termen și am rămas așa, pur și simplu în aer. După care, într-o zi, bunicul, după tata, mi-a zis, dar te-ai gândit vreodată să te faci preot? Și cred că ăla a fost un moment în care nu m-am gândit niciodată, m-am dus acasă și am zis lui tata, uite, m-am gândit. Și tata a zis, dar m-aș bucura foarte mult. Ați simțit asta. Încurajarea și da, încrederea da, tatălui. Da, el a zis că, dar mă bucur foarte mult. Și atunci a zis tata, uite, eu cu bunicul te ducem, pentru că noi cunoaștem pe preotul care are rozariul de la Sfânta. Ce însemna de fapt asta? Sfânta însemna Fericita Veronica Antal. N-am știut atunci, după care mai târziu am înțeles. Și preotul fiind de acolo, din sat? Preotul nu era din sat, era la Nisiporești. Era părintele Ghiuzan Eugen cu părintele Albert Petru. Cei care făcuseră seminarul, bunicul a auzit, eu nu știam nimic în anii ăia că este un seminar, că venind recent, nu știam că s-a deschis un seminar la Roman și că sunt și din sat care merg acolo la seminar. Și am zis că haide să mergem atunci. Și am luat mașina cu tata, cu bunicul și ne-am dus la Nisiporești. Era toamnă. Deja se dăduseră toate examenele, cum am ratat examenul să intru la liceu la Zahăr. Am încercat pe toamnă, însă tot târziu. Și ne-am dus la Nisiporești, acolo ne-am întâlnit, mi-aduc aminte exact, biserica micuță, parohia și pescări. Acolo erau părintele Ghiuzan Eugen și cu părintele Petru Albert. S-au uitat la mine, l-au salutat pe bunicul, că se cunoșteau și mi-a zis că să vin anul viitor. Că e prea târziu. Că e prea târziu, ceva de genul ăsta, i-au zis bunicului, și să mă duc să mă mai gândesc și poate dacă anul viitor mai am aceeași dorință, să mă întorc. Ați considerat că a fost un test al timpului, a răbdării, poate? Eu zic că da. Și în această perioadă de un an, vreodată dorința dumneavoastră de a fi preot a mai scăzut în intensitate? A scăzut la un moment dat în intensitate, datorită fricii. Ați realizat frică. De fapt ce ar însemna asta? Da. Mi-a fost frică. Mi-a fost frică și am zis probabil la un moment dat că nu m-aș mai duce. Mama mi-aduc aminte, a zis, da, nu e nicio problemă, mama, că doar nu te obligă nimeni să mergi. Fă ceea ce simți, da, de fapt. Da, și a început iar entuziasmul, pentru că mai aveam 2-3 băieți din sat care se pregăteau pentru ca să intre la seminar. Ne adunam și studiam, ne pregăteam și uite așa
în 1993 am dat examenul și am intrat la seminar. Deși timpul v-a dat acel test pe care l-ați trecut cu brio, ați intrat la seminar, anii au trecut, ați făcut profesiunea simplă în anul 2000, apoi cea solemnă în 2004, apoi licență în teologie și master în doctrină socială și sfințirea ca preot în 2006 la Roman de către episcopul pe atunci Aurel Percă, astăzi înalt preasfințitul. Ce vă amintiți din acea zi, părinte? Pentru că mă gândesc că, așa cum pentru noi, cei care avem familii, ziua nunții este cea mai importantă, e momentul de la care nu pornești în viața de familie, pentru dumneavoastră, cu toată pregătirea, eforturile, testele timpului, nu, despre care am vorbit, și cu siguranță au fost și altele, lupte interioare, temeri, frici și alte aspecte, ați fost sfințit preot. Ce vă amintiți din acea zi? Îmi amintesc tot parcursul meu din acel moment 93 până în 2006. Un drum de formare, de pregătire, de descoperire a vocației, pentru că vocația o descoperi, probabil, eu așa am înțeles-o în timp, făcând, studiind, cunoscându-mă, rugându-mă, vorbind cu persoane spirituali, profesori. Mi-am amintit toate acele lucruri, toate acelea. Momentul profesiunii mele, momentul diaconatului, chiar mă bucuram că ca diacon am citit Sfânta Evanghelie la Assisi, la mormântul Sfântului Francisc. Aia a fost realizarea mea ca diacon. În rest, nu am avut așa prea multe ocazii să zic să particip la o sfântă liturghie ca să-mi exercit diaconatul. Însă am slujit Bunului Dumnezeu și la Fundația Pacea și în acest timp de așteptare, lucrând la liceul nostru franciscan din Roman, culminând cu sfințirea preoțească și cu jurământul dinainte de sfințire. Acel a fost un moment foarte, foarte intens și pe care îl trăiesc ori de câte ori particip la o sfințire de preot sau la pregătirea dinainte, pentru că se face înainte, se face o pregătire cu o seară înainte, unde se fac niște jurăminte și sunt foarte intense și foarte, foarte importante, apasă pe umeri. Iar bucuria sfințirii a fost ca o relaxare totală. Deci momentul sfințirii, o relaxare, o bucurie imensă de împlinire. Pentru că ați menționat mai înainte că au fost etape în care v-a fost frică, înainte de a păși efectiv pe acest drum. În ziua sfințirii ați simțit vreo clipă frică? Nu, am simțit bucurie și mulțumire. Pe tot parcursul formării mele, pe tot parcursul seminarului, mi-aduc aminte momentele dificile, mergeam și mă rugam în capela institutului sau în capela seminarului unde eram, era o statuie cu Sfânta Fecioară Maria și spuneam așa, dacă eu ajung, o să-i mulțumesc lui Dumnezeu infinit, o să-i mulțumesc chiar și momentele în care nu mi-aduc aminte că trebuie să-i mulțumesc, deoarece simțeam uneori că poate nu o să ajung. Iată că Dumnezeu și-a urmat planul cu dumneavoastră, ați fost sfințit preot și ați primit primele misiuni, cum se spune, una dintre ele președinte al Fundației Pacea, unde v-ați ocupat de această fundație din 2006 până în 2013. Ce a presupus mai exact această activitate, această funcție? E o muncă, un serviciu social mai mult, caritativ. Evanghelia și caritate, noi așa punem în balanță aceste două lucruri, nu? Evanghelia trebuie să fie pusă întotdeauna în practică, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie pus în practică. De aceea există Fundația Pacea din Roman sau Centrul Social Sfântul Anton, pentru că a luat amploare, să zic, acest lucru. Cui se adresează Fundația Pacea? Se adresează tuturor celor care au nevoie de un ajutor, atât spiritual cât și material. Mai mult, să zicem, caritativ, de susținere a proiectelor umane, să ajutăm o persoană să iasă dintr-o nevoie. Practic, categoriile vulnerabile. Care plecând de la copii, tineri, adolescenți, persoane în vârstă, toți cei care trăiesc prin momente dificile și au nevoie de suport. Pentru că ați lucrat cu toate aceste categorii, dacă e să vorbim despre cea mai mare provocare, cu care dintre aceste categorii a fost? Probabil cu romii. Știu că la început
Fundația Umanitară Pace a fost deschisă de către un italian care a dorit să ajute, Roberto Peretti, să ajute foarte mult, după care eu am început să colaborez cu el, el a plecat între timp și noi am continuat noi misiunea începută de el și s-a dezvoltat într-adevăr foarte mult. O categorie aparte erau romii. Se ajuta foarte mult din punct de vedere material, însă ne-am dat seama pe parcurs că ei au nevoie mai mult de un alt ajutor, de educație. Și atunci am început să dezvoltăm un proiect care se numește A doua șansă. A doua șansă, a doua posibilitate, un proiect guvernamental, copiii care au abandonat școala sau care au vârsta, care au depășit vârsta școlarizării. Și am primit grupuri de copii, în general, majoritatea erau romi. M-am apropiat foarte mult de ei, de cultura lor, de tot ceea ce înseamnă. Am studiat, am citit, am învățat, să zic, și limba lor într-o anumită măsură, dar lucrul ăsta m-a identificat foarte mult. Ajutam, într-adevăr, în paralel și prin satele din jurul Romanului, ajutam tineri cu burse de studii, sportivi din zona Romanului care aveau nevoie de un ajutor și promiteau, într-adevăr, tineri care treceau prin momente dificile, persoane bolnave, însă cea mai mare parte a muncii mele s-a axat, într-adevăr, pe educația romilor din zona Romană. Ați simțit vreodată că această misiune vă încarcă și vă consumă energetic și că duceți de fapt în spate povara atâtor oameni? Da, nu este ușor. Nu este ușor, este greu. Simțeam lucrul acesta, mai ales când mi se reproșa că nu am făcut una sau alta din partea lor. Și atunci ne dădeam seama că ei își puneau încrederea în noi. Și nu totdeauna reușeam să... Și simțeam asta pe umeri. Da, simțeam. Dar era plăcut pentru că seara făceam rugăciunea și eram terminat după o zi. Începeam programul la ora 9 dimineața, acolo unde eram, cu Sfânta Liturghie, la ora 7:30, rugăciune, ritmicul dejun și începeam munca, să zicem așa, care dura toată ziua până la ora 4 sau 5, uneori dura și mai mult pentru că te găseai pe teren undeva și nu puteai să termini și să te întorci acasă. Cred că e o mare șansă pentru cei care lucrează de fapt cu oamenii și iau pulsul societății așa, pentru că iată ce zicea și Papa Francisc recent, trebuie să mergem la periferii, trebuie să lăsăm centrul și să vedem ce se întâmplă în comunitatea mică, în marginea societății. De fapt, cred că asta ați făcut atunci. Asta am făcut, într-adevăr. Ați lăsat biroul, ați lăsat biserica, cadrul, nu, atât de frumos în care stăm îngenunchiați și ne rugăm și v-ați făcut, i-ați dat voce vocației și rugăciunii dumneavoastră, de fapt, prin fapte și acte între oameni. Credeți că v-a schimbat acea perioadă ca om? M-a schimbat foarte mult. Mi-aduc aminte amintirea care am făcut-o la sfințirea mea preoțească. Spunea așa: Dumnezeu este iubire, Deus caritas est. Dumnezeu este iubire, adică este caritate, e bunătate. Și lucrul acesta probabil că m-a făcut să merg mai departe și, într-adevăr, intrând în această lume, îmi doream într-un fel să fac această experiență. Am și studiat la un master în acest domeniu, să zic așa, doctrină socială a bisericii și... Și, într-adevăr, m-au schimbat foarte mult văzând realitatea, nu doar ceea ce se scrie, doar ceea ce se prezintă uneori, ci ceea ce există cu adevărat. Mi-aduc aminte că am participat odată la o întâlnire în Italia, la Milano, Albero de la Vita se numește asociația care a organizat acea întâlnire, se vorbea despre orfanii bianchi, despre orfanii albi, adică despre imigrația românilor și nu numai a românilor, ci cei din Europa, în general, din Estul Europei, în alte țări dezvoltate, lăsând acasă copiii în grija bunicilor, a rudelor sau, nu știu eu, a comunității. Și mi-aduc aminte că am luat contact, pentru că trebuia să prezint și eu o temă la acea întâlnire despre situația din România. Eu eram mai mult pe partea spirituală, religioasă și caritativă, erau și psihologi din România aduși, sociologi care să vorbească despre această temă și eu m-am dus din casă în casă, am făcut un sondaj, cum se face în general, nu? Am fost prin câteva case să întreb despre viață,
despre persoanele care sunt într-adevăr sărace, nu? Și le vorbeam despre sărăcie și mi-aduc aminte că la un moment dat o persoană mi-a zis: părinte, tu îmi vorbești mie de sărăcie? Uite-te și tu în casă, uite-te cum plouă prin tavan, nu îmi vorbi de sărăcie. Eu o trăiesc. Asta mi-a zis și am rămas, n-am mai spus nimic. Când m-am dus la Milano, mi-au zis: ce spui? Păi nu știu ce să spun. Zic: o să spun de astea. Exact. Și eu am vorbit despre ceea ce eu fac, nu despre sondaje, nu despre statistici. Asta era munca altora. Eu am vorbit despre exact ceea ce... Și ne întoarcem la ceea ce vă spuneam mai înainte, că de fapt ați trăit printre ei, văzând exact problemele cu care se confruntă și ceea ce provocări au ei de fapt de la viață. Da. După această misiune, părinte, o nouă provocare în viața dumneavoastră a fost, și anume o misiune în Chile. Departe, mult mai departe decât Rovinariu, mult mai departe decât Bălușeștiu de Rovinari și tot așa. În perioada 2013-2020 ați avut o misiune în Chile. Ce a presupus aceasta? Misiunea noastră, obediența care noi o primim din partea părintelui provincial, poate să fie de 4 ani, 8 ani, după care vei primi o altă obediență. Și mi-aduc aminte că mă gândeam că aș cam termina treaba la Fundația Pacea și aș vrea să fac o altă experiență. Și simțeam dorința asta. Consacrându-te lui Dumnezeu, Dumnezeu îți oferă foarte multe posibilități. Ca persoană consacrată, apropo de cei care probabil ne urmăresc tineri, se gândesc că probabil preoția e cine știe ce, așa spuneam și noi când eram la început: bă, ca preot trebuie să stai să te rogi toată ziua, nu poți să ieși afară din casă, că te vedeam preotul numai când ieșea din sacristie și intra în sacristie, nu prea-l vedeam. Și când mai venea la Sfințirea Caselor, nu? Ei, nu, mi-am dat seama că viața consacrată, să te consacri lui Dumnezeu și alegând acest drum, ai o mulțime de posibilități. Și atunci am zis: de ce nu aș completa o pagină a vieții mele și cu o experiență misionară? Și... A fost în Chile. Da, a fost în Chile. Am fost în Turcia, pentru că noi avem acolo custodia noastră. Am fost să ajut un pic frații noștri de la Iskenderun. Este comunitatea unde am văzut la televizor ultimul cutremur. A căzut biserica, chiar biserica noastră era aceea. Am stat acolo 2 luni de zile și am prins perioada Paștelui, dar și problemele cu războiul, că începuse în Afganistan și Siria, și trecerea creștinilor spre Turcia. Iskenderun fiind chiar la graniță, guvernul Turciei a zis că să luăm noi pe cei care sunt creștini, și acolo am stat această perioadă a Paștelui și am făcut Paștele. Sunt puțini creștini în Turcia, însă biserica era plină, pentru că erau 100 și ceva de oameni care au fugit din calea războiului, cu copii, cu familii, cu tot. Și mi-aduc aminte acolo că, fiind o biserică plină, cineva a zis așa: astăzi vom asculta cuvântul lui Dumnezeu rostit în limba în care vorbea Iisus, pentru că încă se mai vorbește această limbă, probabil puțin mai dezvoltată, însă rădăcina este aceeași. Și am rămas atât de impresionat, am zis: mă, dar viața asta de misionar este frumoasă, adică am posibilitatea să văd și lucrurile astea, să ascult. Și m-am întors în țară, părintele provincial mi-a zis: ce te gândești să faci? Și am zis că aș merge misionar. Și atunci a zis că: da, ce zici dacă mergi în Chile? Noi avem o misiune în Chile care avea nevoie de ajutor în acel moment, într-adevăr, avea nevoie urgentă de ajutor. Concret, ce a presupus pentru dumneavoastră această misiune? Ce activități ați desfășurat acolo? Acolo și parohial, și caritativ, și educațional. Deci am acoperit o arie foarte mare. Fiind foarte puțin preoți, erau solicitați în foarte multe, foarte multe locuri. Dacă ar fi să descrieți acea lume, acel mod de viață, de fapt, cum l-ați descrie? Al oamenilor de acolo, mă refer. Fascinant. A fost o aventură pentru mine, dar locul a fost fascinant, oamenii extraordinari, biserica frumoasă, deși puțin frecventată, însă cei care veneau erau extraordinari, erau dedicați bisericii, oameni care într-adevăr simțeau că fac parte din biserică și vor să dea ceva pentru biserică. Mi-aduc aminte că eram paroh și la un moment dat a venit o familie nouă într-una dintre biserici, pentru că avea mai multe biserici într-un cartier, cunoșteam lumea, pentru că nu erau cine știe ce mulți. Familia a venit cu 2 copii, după Sfânta Liturghie ieșeam întotdeauna să salut, să mai vorbesc, să mai întreb una alta, și s-a apropiat de mine, i-am văzut în timpul liturghiei, s-au apropiat de mine la final și mi-au zis: noi ne-am mutat aici în cartierul ăsta, ce putem face? V-a surprins lucrurile acestea? Sigur că m-au surprins. Eu mă gândeam că e suficient să vină la biserică.
Nu, ei au venit și au zis ce putem face și atunci în parohie sunt mai multe grupuri cum sunt și pe la noi, de rugăciune, de caritate, de voluntariat, de... Și am zis că ce vă place să faceți? Uitați, avem asta și asta. Și au zis că ne-ar place să ajutăm, să ajutăm oamenii cu nevoi. Și am băgat în grupul. Deci ei completează. Sfânta Liturghie este Sfânta Liturghie, dar eu ca creștin ce fac în plus? Trebuie de fapt să-i ajut și pe alții. Da, trebuie să pun în practică ceea ce mă învață biserica. Și asta am urmat să... mi-a plăcut foarte mult. E un simț dezvoltat mai bine la ei în sensul acesta? Nu știu ce să zic. Probabil că înțeleg altfel lucrurile. Și la noi sunt foarte, foarte mulți care se apropie foarte mult de biserică și fac mult mai mult decât ceea ce spun în general creștinii că mi-am făcut datoria. Nu, nu, trebuie să faci un pic mai mult. Întotdeauna. Și întotdeauna, și de fapt, să-L ai în centru pe aproapele? Pe aproape, pe Hristos și pe aproapele. În centru Hristos. Niciodată să nu, să nu lăsăm din privire pe Hristos. Niciodată. Pentru că putem să o luăm în stânga sau în dreapta. Am avut o discuție interesantă înainte de a începe această emisiune legată de puținii tineri care mai aleg viața de preoție. Și m-a durut așa expresia pe care ați folosit-o, că în timpul în care dumneavoastră ați ales acest drum, România era o excepție la nivel european și aveam foarte multe chemări la preoție și multe vocații și era cuvântul excepție pus la modul bun, nu? E în sensul pozitiv și acum am devenit normalitate pentru Europa. De fapt, ce era atunci în Europa și anume puține chemări la preoție, puțini tineri care aleg acest drum, acum este și la noi. Practic, în loc să îi tragem noi pe ei după noi, nu? Să fie și acolo, să capete mai mult sens, de fapt, România s-a dus după tendința europeană și iată avem tot mai puține chemări la preoție. De ce, părinte, după tot ceea ce mi-ați povestit în această emisiune și bineînțeles că n-am putut noi cuprinde parcursul dumneavoastră, de ce credeți din propria poveste că un tânăr ar trebui totuși să ia în calcul acest drum al preoției? Dumnezeu ne cheamă într-un mod misterios, nu știm cum. Și o întâmplare banală poate să fie într-adevăr un semn de vocație. Eu sunt sigur că Dumnezeu va continua să cheme în momentul oportun, în momentul în care într-adevăr va avea nevoie. Ne rugăm pentru vocații, continuăm să ne rugăm pentru vocații, să îndemnăm tinerii. Clar, în România procesul este cel care îl cunoaștem, migrația și tot ceea ce înseamnă și modernismul și materialismul și toate lucrurile acestea, care câte un pic, câte un pic se adaugă în viața unor persoane ca să aleagă un mod sau altul de viață. Însă el continuă, Dumnezeu să cheme, chiar și în aceste condiții. Da, într-adevăr, era când mi-aduc aminte că spuneau că este o excepție, România este extraordinar, câte vocații se nasc în România, după care acest val a trecut, într-adevăr a durat, suntem foarte, e un proces, este un proiect, eu așa l-am numit un proiect din partea lui Dumnezeu cu biserica noastră din România, care continuă acum, unde peste tot acolo unde suntem. Da, pentru că acel număr mare de preoți acum e răspândit atât în țară cât și peste hotare, exact, peste exact. Tot în lume. Și probabil că era parte din proiect și este parte din proiectul lui Dumnezeu, iar acum, din acea excepție extraordinară, ce bucuria de a da atâtea vocații, am intrat într acest proces normal unde sunt 4-5 tineri, 7-8, 2-3 fete care merg să se consacre lui Dumnezeu. Și biserica se bucură de aceste roade. Când va fi nevoie, cu siguranță Dumnezeu va pregăti ceva. Ați spus mai înainte modernism, consumism, nu știu, luăm digitalizare și multe alte lucruri care atrag foarte mult tânăra generație. Dacă e să punem pe o balanță cu sărăcie, castitate și ascultare, credeți că vreun tânăr ia în calcul serios să se ducă spre zona aceasta, a celor trei voturi pe care chiar și dumneavoastră le aveți de fapt? Dacă le înțelegi și le alegi, și alegi cum face un tânăr să le înțeleagă de fapt? Că dacă stai să le cauți în dex, ce înseamnă? Fugi. Ăsta e adevărul. Da. Dacă e să te gândești sărăcie deja, dar cine vrea să fie sărac? Să fie sărac? Vrea cineva să fie sărac? Nu. Nimeni. Într-adevăr. Care e de fapt modul în care trebuie să înțelegem aceste cuvinte, aceste virtuți, sunt niște virtuți pentru lumea în care trăim, astfel încât ele să nu sperie?
Lumea fără viața veșnică. Acesta este, mi-aduc aminte foarte bine că în momentul în care am făcut profesiunea solemnă, părintele provincial îmi ținea mâinile, nu așa, și așa se face mâinile părintele provincial, și a spus așa, dacă tu, astea sunt cuvintele, formula, nu? Dacă tu vei respecta aceste lucruri, eu, din partea lui Dumnezeu, îți promit viața veșnică. Adică Dumnezeu prin mine, eu spun cuvintele lui Dumnezeu, îți promit viața veșnică. Deja este extraordinar. Și dacă tu înțelegi că alegând sărăcia, care înseamnă nu înseamnă să nu ai lucruri, ci să fii liber, alegând ca să nu te atașezi de, lucruri. Partea materială. Da, ajungem în zona materialism. Dacă tu alegi castitatea, care înseamnă, de fapt, iubire totală și dezinteresată pentru toți, și dacă tu alegi ascultarea, pentru că vine de la Dumnezeu, că toți ascultăm Dumnezeu, e același lucru pentru fiecare până la urmă. Da. Într-adevăr, trebuie să faci această alegere, care uneori se vede ca, nu cam ales, ci că am pierdut ceva. Dar nu este. Nu este nicio pierdere, este un câștig. Deci eu nu am simțit că am pierdut. N-am pierdut nimic, de fapt. Că nu prea aveam cine știe ce. Însă am câștigat. După cum v-am spus, am câștigat foarte multe lucruri și foarte multe posibilități, oportunități care nu se oferă oricui. Nu se oferă oricui. Tot legat de acești tineri care, cine știe, poate ascultându-ne astăzi sau poate aveau dinainte acest gând, dacă cineva vrea lămuriri, povești mai mult decât am vorbit noi astăzi, informații despre franciscani, când și unde se pot duce să vorbească cu cineva despre aceste nedumeriri legate de viața de preot franciscan? Se pot apropia de preoții din parohiile franciscane, de seminarul nostru din Roman, de institutul nostru din Roman, de casele noastre de formare, care una este la Prăjești, una este la Brașov, la Pârâu Rece, la Bacău. Pot întreba preoții din parohiile lor dacă au nevoie de aceste îndrumări. Eu mi-aduc aminte când am vrut să merg la seminar, părintele paroh, Dumnezeu să fericească, el a fost unul care, într-adevăr, ne-a ajutat foarte mult în acest lucru. Mi-a zis, eram patru și a zis, el voia să mulțumească pe toți, pentru că era seminar la Roman, era seminar la Iași, era seminar la Onești. Și a zis că tu mergi la Roman, tu mergi la Iași, tu mergi la... El mi-a spus imediat unde trebuie să mergem. A distribuit să fie dată. Da, el voia ca să fie, să aibă. Și era bucuros de roadele, nu? De explozia de vocații și a zis că rodul parohiei. Ca să fie, da, să fie, să aibă biserica. Se pot apropia de oricine. Mulțumesc, părinte, pentru frumoasa mărturie. Părintele Dume Emilian Ionel, vicar provincial. O poveste frumoasă, o poveste care cred eu că poate fi un bun exemplu pentru mulți tineri ai zilelor noastre. Vă mulțumesc pentru disponibilitate și vă doresc mult succes. În mod cert, urmează și alte provocări. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc dumneavoastră că m-ați invitat. Mă așteptam să-mi fie un pic mai greu, însă cred că m-am descurcat. Așa zic și eu, vedem ce spun prietenii noștri. Mulțumesc, Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Mulțumim, părinte. Și România și biserica noastră tot. Doamne ajută. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Dacă părintele s-a descurcat sau nu, puteți scrie acolo în comentariile de pe pagina noastră. Categoric, invitații mei așteaptă de fiecare dată feedback-ul dumneavoastră, pentru că e important să știe dacă v-au ajuns sau nu la suflet până la urmă. Sunt Nicoleta Timaru, până data viitoare rămâneți cu RCS FM și Angelus TV. Vă mulțumesc! Interviul săptămânii la RCS FM.